Din nou la Superfit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cu prietenul și colegul nostru, Șerban Damian. Emisiunea care ne învață cum să facem performanță, cum să facem primii pași spre performanță. Nu putem învăța într-o singură emisiune totul despre sport. Asta cere ani îndelungați de studiu și de pregătire, dar trebuia să începem de undeva. Până acum ne-am străduit să vă explicăm cum nu se face performanță, acum încercăm să explicăm și cum se face. Începem cu primul pas în pregătirea sportivilor, alimentația, la asta ne referim, la emisiunea Superfit, programe pentru antrenamente, pentru competiții. Chestiunea e un picuț mai complicată decât s-ar putea crede pe meleagurile dâmbovițene, unde totul se face după ureche, la genunchiul broaștei, improvizație la improvizație, peste improvizație. Dacă în trecut, cu decenii în urmă, să zicem că din când în când, absolut întâmplător, mai puteai să obții performanțe și așa, în fond îți trebuie și un pic de noroc, deja nu se mai poate, pentru că decalajul dintre noi, cei din Est, care n-am deprins încă foarte bine tainele pregătirii sportive, și cei din Vest, care au avut timp să perfecționeze tot procesul ăsta, a devenit mult prea mare. Și atunci învățăm de la ei, ne amintim și ceea ce știam noi. Am mai avut specialiști pe aici, pe acolo, dar de acum înainte trebuie să tratăm totul cu foarte multă seriozitate. Vorbim despre nutriție, așadar, și la emisiunea precedentă ne oprisem asupra programului de antrenament. Ce înseamnă nutriția pentru antrenamentul sportivilor? Cum asigurăm aportul de energie necesar, cum prevenim îmbolnăvirile. În fine, sunt foarte multe lucruri de discutat, le luăm și noi pe rând. Și am să dau cuvântul din nou colegului nostru, doctorul Șerban Damian, să intrăm în chestiune. Bună ziua din nou la Superfit. Continuăm discuția despre nutriția sportivă relativ la pregătirea în timpul antrenamentului. Înainte de a intra efectiv în discuție, aș vrea să reamintesc că putem interacționa și online pe pagina de Facebook a emisiunii, facebook.com/emisiunea.superfit, unde puteți să puneți orice fel de întrebări legate de nutriție sportivă, să comentați temele emisiunii noastre. Astăzi o să aduc în discuție mai multe aspecte legate de nutriția sportivă în antrenament. Una dintre ele foarte importantă, legată de prevenirea îmbolnăvirilor și a accidentărilor, pentru că nutriția sportivă poate avea un rol important și în acest aspect. Sistemul nostru imunitar trebuie să funcționeze optim, iar acest element este în strânsă legătură cu ceea ce mâncăm. Nu mănânci cât trebuie, nu ți-aduci suficientă energie, sistemul imunitar are de suferit, iar sportivii se pot antrena doar dacă sunt sănătoși. Orice viroză, cât de simplă, orice mică accidentare, orice indigestie scoate din ritm un sportiv și lucrurile pot fi dramatice pe termen lung. Este un lucru bine știut și observat și studiat faptul că antrenamentele dificile, antrenamentele de mare intensitate, și când vorbim de astfel de antrenamente ne gândim că unii sportivi fac 3 antrenamente pe zi, ore întregi de efort fizic susținut, astfel de antrenamente induc un grad de imunosupresie. Deci, practic, sistemul imunitar nu mai funcționează la parametrii optimi, protecția organismului din acest punct de vedere este redusă și astfel riscul de îmbolnăvire este foarte mare. Pe de altă parte, sistemul hormonal este susceptibil de a suferi atunci când organismul nu primește suficientă energie. Și cel mai sensibil loc, sau acolo unde se manifestă cel mai intensă această problemă, este la nivelul oaselor. Sistemul hormonal coordonează inclusiv formarea țesutului osos. Dacă nu-i dai organismului suficientă energie, nici nu produce suficient hormon și atunci structura osoasă se rarefiază. S-a constatat că există o relație directă între aportul de carbohidrați și
sănătate și funcționarea sistemului imunitar. Un singur, sau din două motive. Unul este un motiv direct, faptul că glucoza pe care organismul o fabrică din acești carbohidrați despre care vorbeam și în emisiunile trecute, că îi luăm dintr-o mulțime de alimente, îi luăm din fructe, din legume, din cereale și mai puțin din sursele de origine animală, practic această glucoză este hrana pentru celulele sistemului imunitar. Când există în mod repetat o lipsă de glucoză, o scădere a nivelului de glucoză, nici sistemul imunitar nu poate produce celulele de apărare în același ritm. Pe de altă parte, un aport insuficient de glucoză și deci de carbohidrați acționează indirect și asupra producției de hormon de stres, cei care intervin atunci când organismul este supus unui stres, și aici nu vorbim de noțiunea de stres așa cum o percepem noi în mod obișnuit, și stresul poate fi de o mulțime de feluri. Stresul pe care îl induce efortul fizic este unul dintre ele. Deci iată că important este cât carbohidrați consumăm, pe lângă restul nutrienților. Restricția energetică de durată la femei, pentru că aici vorbim de sportive care vor să se mențină într-o anumită categorie de greutate, de exemplu gimnastele, ele își restricționează în mod constant alimentația. Ei lucrurile sunt simple, ar avea nevoie de, să spunem, 2200 de kilocalorii și le mănâncă în mod constant 1500 ca să își mențină o anumită greutate corporală. Ei bine, pe termen lung, această restricție energetică este de natură să le influențeze dezvoltarea lor și ca sportive și ca oameni până la urmă. Se produc disfuncții hormonale, disturbări ale lanțurilor hormonale, ale secrețiilor hormonale, disfuncții menstruale, apare amenorea și în final se ajunge la ceea ce se numește triada atletelor, adică practic avem o restricție energetică însoțită de tulburări hormonale și de osteopenie, deci de rarefierea țesutului osos. Lucrurile sunt periculoase, pentru că în felul acesta se pot produce fracturi, poate apărea osteoporoză de la o vârstă foarte fragedă. Și nici bărbații nu sunt feriți de acest fenomen. Bine, la ei mecanismele sunt un pic diferite, însă și la ei o restricție energetică de durată poate să conducă în final la afectarea formării și reabsorției oaselor. Cu practic, oasele sunt mult mai fragile decât ar fi dacă s-ar hrăni corect. Și ceea ce se face în mod curent atunci când se constată că există această problemă este, în primul rând, normalizarea aportului energetic. Se observă clar cât consumă sportivul, cât ar avea nevoie să consume, să mănânce, și cât face în fapt. Și se suplimentează aportul energetic plus administrarea de calciu. Administrarea constantă de calciu la nivel de 1200-1500 de miligrame pe zi. Pe de o parte din sursele de origine animală sau de origine alimentară, în special lactatele, aici avem, e clar că sunt cele mai bune surse. Pe de altă parte din suplimente nutritive. Acum că a venit vorba despre suplimente, cât de mult contează ele în pregătirea sportivilor? Ce rol joacă în procesul ăsta? Da, este un aspect important și este unul din obiectivele nutriției sportive și a nutriționistului să stabilească exact dacă are nevoie de suplimente, ce suplimente să folosească, ce să evite. E o problemă sensibilă, pentru că în zilele noastre industria suplimentelor nutritive este enormă, este o întreagă afacere uriașă, globală, de ordinul $1 miliarde. Și în România există un import masiv de suplimente nutritive, există producători locali, o piață foarte largă și
E bine ca sportivii să fie informați în ceea ce folosesc, pentru că totdeauna trebuie să punem în balanță beneficiile versus riscuri și versus costuri. Acestea sunt cele trei elemente importante, pentru că oricare dintre ele poate să afecteze fie starea de sănătate, fie bugetul sportivului. Un supliment, oricât de bun ar fi, dacă e foarte scump, poate că sportivul nu și-l permite sau face un efort prea mare în detrimentul altor aspecte. Poate că nu își cumpără un echipament bun sau poate că nu își angajează un profesionist care să-l ajute în diverse aspecte ale vieții lui de sportiv. În privința riscurilor, de asemenea, sunt lucruri foarte importante de reținut. Suplimentele nutritive, dacă nu sunt din surse verificate, și au fost tot felul de scandaluri de-a lungul timpului, dar izolate, din fericire, pot fi contaminante cu substanțe dopante. Și atunci este foarte trist să un sportiv de performanță să fie găsit pozitiv pentru o substanță interzisă, el de fapt nedorind să trișeze, dar a consumat un supliment nutritiv care a fost contaminat dintr-un motiv sau altul cu așa ceva. Plus produse care ar putea chiar să-i pună sănătatea în pericol fără să fie substanțe dopante, dar nu sunt, în anumite doze ar putea să fie periculoase. În privința suplimentelor nutritive, despre care o să tot discutăm, pentru că reprezintă un punct foarte important în ceea ce se numește nutriție sportivă, așa anticipând, vreau să spun că ele sunt de două mari tipuri. Sunt cele care ajută sportivul să-și atingă obiectivele nutriționale din punct de vedere energetic și al macronutrienților. Mai exact ce înseamnă asta? Ai de mâncat mult pentru că ai nevoie de energie. Dădeam exemplu cicliștilor care au un consum energetic foarte mare și nu numai ei. Poate nu poți să o faci doar din mâncare. Mâncarea înseamnă volum mare, trebuie să mesteci mult. Suplimentele nutritive vin într-o formă concentrată, într-o formă mult mai facilă de a fi consumate. Și ele te ajută să-ți completezi acest necesar de nutrienți. Se prezintă sub diverse forme: băuturi, batoane, mese lichide, prafuri care se prepară ușor. Deci acestea sunt un soi de înlocuitoare de masă sau de completare a meselor. Cel mai multe dintre ele sunt clar dovedite că sunt utile, că îmbunătățesc performanța, însă trebuie totdeauna să cântărim dacă sunt cu adevărat necesare, pentru că sunt mai scumpe decât a mânca mâncare obișnuită. Și atunci nu este totdeauna o alegere înțeleaptă să-ți cumperi un supliment nutritiv scump, când ai putea să-ți aduci aceiași nutrienți din alimente mai ieftine și mai naturale până la urmă. Însă există și situații clar în care merită să investești bani în așa ceva. Și ar mai fi o altă clasă de suplimente nutritive, cele cu efecte ergogenice directe. Ergogenic înseamnă care contribuie în mod direct la creșterea performanței, la creșterea capacității de a face efort. Aici vorbim de o mulțime, de cam restul de suplimente față de cele amintite. Vorbim de vitamine și de minerale în cantități mai mari decât cele necesare pentru a acoperi necesitățile zilnice. Vorbim de coenzima Q10, de ginseng, de carnitină, de polen. Vorbim de bicarbonat, de citrat, de creatină, de cafeină, de glicerol. Foarte, foarte multe suplimente. Unele sunt dovedite ca a avea eficiență, cum ar fi cafeina, cum ar fi creatina, cum ar fi glicerolul. Altele sunt supuse unor dezbateri intense, pentru că există studii care arată că ar fi eficiente, există studii care din contră vin și spun că nu au niciun fel de eficiență strict pe creșterea performanței. Adică se studiază pe un anumit sport dacă se obține un plus de beneficii în ceea ce privește capacitatea de a face performanță.
Și din nou ajungem la costuri aici. De ce să cumperi un produs care s-a dovedit că nu este eficient, când ai putea să investești banii respectivi în cu totul altceva? O să facem lumină în privința suplimentelor nutritive. Mă voi referi periodic la studii care aduc lumină în această privință. Acum, ar fi totuși două, ar fi totuși o întrebare de pus, două chestiuni de lămurit. Cum facem să evităm pericolul ăsta? Unii sportivi, sportive de pildă, pot considera că suplimentele astea, până la urmă, dacă tot vin nutrienții în formă concentrată, pot înlocui definitiv mâncarea. Cu ocazia asta nu mai adăugăm nici surplusul de greutate. Și cum procedăm în așa fel încât unii dintre sportivi să nu le considere medicamente, să nu considere că suplimentele nutritive rezolvă toate problemele, acoperă tot necesarul pe care are nevoie organismul ca să rămână sănătos. Foarte bune întrebările. O să încep cu a doua, pentru că eu atunci când vorbesc cu sportivi și ei îmi povestesc despre medicație, dar referindu-se la suplimentele nutritive, îmi dau seama că nu există nici măcar la nivelul celor care le recomandă acele produse noțiunea ce este un supliment nutritiv, că de fapt este o completare a alimentației și nu un medicament. Deci asta e o distinție care trebuie făcută în mod clar. Și fiind un aliment până la urmă, nu are rol de a trata. Eventual are rol de a preveni anumite probleme, unele legate de sănătate, cum ar fi, vorbeam de scăderea imunității, altele pentru creșterea performanței, a preveni scăderea performanței, să spunem. Însă nu sunt medicamente, nu tratează și în niciun caz nu rezolvă global anumite probleme sau să acopere alimentația. Iar de a înlocui mesele, a înlocui toată alimentația cu suplimente nutritive este o mare aberație, pentru că organismul nostru este creat să funcționeze cu alimente. Alimentele sunt produse mult mai complexe decât suma nutrienților dintre ele. Oricât ai descompune nutrienți și ai pune la borcan sub formă de pulbere, un concentrat proteic în care ai adăugat și minerale, în care ai adăugat și vitamine, niciodată nu o să ai un echivalent corect și adevărat al unui aliment, care are o mulțime de alte substanțe pe care oamenii abia încep să le descopere. Abia descoperă acele substanțe în cantități extrem de mici, dar care sunt utile pentru sănătatea noastră. Și atunci nu poți să substitui complet masa. Poți anumite mese, în anumite momente, să le înlocuiești cu suplimente nutritive. Adică, de exemplu, dacă ai mâncat un baton în pauza de antrenament sau înaintea unei competiții sau ai luat un concentrat proteic după un meci sau după un antrenament greu, bun, se consideră că ai înlocuit o masă, că ți-ai, de fapt nu o masă, o gustare, că ți-ai acoperit un necesar pentru momentul respectiv. Însă înlocui masa de prânz în care poate că ai o să mănânci o bucată de somon cu niște legume și cu o salată, niciodată nu o să poți să reconstitui din suplimente nutritive complexitatea acelei mese. Într-o emisiune anterioară vorbeai tu și despre importanța, vorbeai despre faptul că e important ca sportivului să-i și placă ce mănâncă. Până la urmă, cum se face? Cum poți să ajungi la echilibrul ăsta? Adică să-l hrănești sănătos, dar pe de altă parte să participe cu plăcere, să se așeze cu plăcere la masă. Este una dintre provocările majore ale nutriționistului să găsească formula optimă și din acest punct de vedere, pentru că, bun, noi vorbim despre procente de carbohidrați, de proteine, de suplimente nutritive, de tot felul de lucruri, însă, până la urmă, sportivul va primi o farfurie cu mâncare în fața lui și trebuie să o mănânce cu plăcere, pentru că, până la urmă, este și el om, are o viață și nu se...
poate să îl tratezi ca pe un șoarece de laborator și să-i dai doar așa pe principii. Trebuie să comunici cu sportivul, să-i afli preferințele alimentare, să testezi toleranța lui și plăcerea de a mânca anumite preparate și atunci când gândești global un regim pentru un sportiv, să iei în calcul pe de o parte ce ar trebui și ce ar fi bine din punct de vedere științific, nutrițional, pe de altă parte să ții cont de aceste aspecte umane, că sportivul trebuie să mănânce ceea ce îi place până la urmă. Bineînțeles, dacă o să ne spună că vrea să mănânce ceafă de porc la fiecare masă de prânz, o să explic că nu e cea mai bună alegere și totdeauna, dacă ai tact și dacă știi să-i aduci niște argumente, poți să-l câștigi pe sportiv de partea ta și să facă alegerile cele mai bune. În general, am observat că sportivii sunt dornici de a asculta sfaturi, unii dintre ei cel puțin, orice le-ar putea aduce un plus de beneficii în privința performanței, reprezintă un atu pentru ei. Și în alimentația sportivului se respectă principiile generale ale alimentației, moderație în tot ceea ce se face, deci nu, excesele sunt totdeauna o problemă, varietate cât mai mare, regimurile monotone sunt nu numai limitative din punct de vedere al aportului de nutrienți, dar reprezintă și o problemă la nivel psihologic, să tot mănânci același lucru. Și ultimul principiu de care se ține cont este cel al plăcerii de a mânca, de a te așeza cu plăcere la masă și de a nu considera o corvoadă, așa cum sportivul nu trebuie să considere antrenamentul o corvoadă, e clar că atunci nu are ce căuta în sportul respectiv, nici alimentația nu trebuie să fie un soi de pedeapsă, chiar și atunci când vine vorba de scădere în greutate. Antrenați mufturoși sportivi? Sunt mai toleranți decât populația generală, pentru că ei conștientizează că nu poți să îți bați joc de acest aspect de alimentație și în același timp să și ceri ca organismul să funcționeze la parametri mari. Mă gândeam că ai noștri sunt mai indisciplinați, de asta am întrebat. N-aș spune neapărat, trebuie să găsești un canal de comunicare și să te întâlnești undeva la mijloc. Vii cu niște propuneri, vine și el cu niște păreri personale și găsești soluția optimă. Ok, dar mai e o întrebare pe care aș vrea să ți-o pun. Bun, am lămurit chestiunea asta cu masa, dar așa cum spuneai și tu, sunt oameni până la urmă, sunt tineri, vor să se mai și distreze. Cum procedăm să-i convingem că n-ar trebui să exagereze cu distracția? De pildă, consumul de alcool sau de produse junk food Da. sau, mă rog, ce alte obiceiuri alimentare, orbahice mai au ei. Și în cazul în care totuși o fac, pentru că o vor face din când în când, dacă sunt invitați la o sindrofie, or să bea un pahar, două de șampanie. Nutriționistul trebuie să repare, practic, ce strică alcoolul și alimentația proastă. Genul ăsta de excese ocazionale nu fac stricăciuni majore. Că dacă bei o bere sau un pahar de vin sau nu știu, din când în când, nu ți se Nu e întâmplă o problemă. absolut nimic. Bine, să zicem că nu o faci în dimineața concursului, când într-adevăr ar Mă putea gândeam la să... sporturile astea foarte solicitante. Ai pomenit ciclismul. Au voie să bea din Nu. când în când o bere? Nu. În principiu ar fi de evitat, cel puțin în perioadele intense, în perioadele competiționale, deși, să zicem, după un concurs, o bere este practic o metodă de rehidratare, chiar dacă conține cu o anumită cantitate de alcool, până la urmă aduce apă și carbohidrați, că asta e berea. Problema se pune atunci când excesele se repetă în mod periodic și lucram mai de mult cu un gimnast, nu o să-i dau numele, care avea prostul obicei tot timpul să-și cumpere, să-i zicem, junk food, chestiuni de genul ăsta, chipsuri, croasante, departe de a mânca corect. Lucrurile se schimbă atunci când încerci să educi omul, să-i explici cu argumente și să-i pui pe tavă
dovezi. Adică, uite, dacă procedezi așa, șansele tale de a scădea, de a-ți menține o greutate optimă, sunt mai mici. Dacă omul înțelege, este câștigul lui. Dacă nu... Însă educația asta ar trebui făcută într-un mod sistematic. Din punctul meu de vedere, cluburile, federațiile ar trebui să investească în acest gen de educație, să invite oameni pregătiți, medici, nutriționiști, să țină, să facă workshop-uri, să le povestească sportivilor, să îi antreneze pe antrenori, ca să zic așa, apropo și de partea de nutriție, deschizându-le în felul ăsta perspectivele, privirea asupra acestei probleme. Pentru că, practic, plantez o sămânță și dacă prinde pe un teren bun, o să încolțească și mai încolo sportivul nu mai are nevoie să-i spui, să stai cu biciu pe el. Are o idee pe care ai plantat-o cândva la un seminar, să spunem, și mai departe își va autocenzura pornirile de genul celor care spuneai tu. Na, trebuie să o faci, mă gândesc, de la o vârstă fragedă, mai târziu e mult mai dificil. Adică la 20 de ani, probabil că e complicat să-l convingi. Ca orice educație, la vârstele mai mici, sunt, deprinderile sunt mai ușor de făcut. Atunci ar trebui făcute. Da, mă rog, știu și eu ce zic. Poate peste o generație, două, trei. Uite, încercăm asta, încercăm, dacă sportivii vor asculta această emisiune, înțeleg că trebuie mai multă atenție și la alimentație. Depinde și ce găsim în anturajul lor. Nu mă refer neapărat la anturajul din afara vieții sportive, ci la oamenii care lucrează în interiorul clubului. Dacă un specialist, așa cum ziceai tu, de-aia sutile workshop-urile, dacă un specialist îi zice că așa nu e bine, dar toți habarniștii din jurul lui susțin că e altceva, aia astea sunt mofturi, mănâncă șaorma, nu e nicio problemă, atunci... Atunci o să se lovească cu... Aici e problema, da. în sportul românesc, de fapt. Sunt foarte mulți neaveniți, oameni care nu-și cunosc meseria, nici nu sunt interesați să o cunoască și, bineînțeles, ca să-și păstreze locul, încearcă să distrugă tot ce ai putea tu construi ca să-i îndrept spre performanță. Am deviat un pic discuția, să fim optimiști, da. Că poate lucrurile se vor mai schimba, încercăm măcar. Bun, facem educație sportivilor, dar cine îi educă pe cei care îi vor educa pe sportivi? Că și aici avem o problemă. Așa, acum să încercăm să le și clasificăm, dacă tot ne adresăm sportivilor, poate unii dintre ei vor reține câte tipuri de suplimente nutritive sunt, la ce folosesc, sigur că nu într-o singură emisiune. Să încercăm să le luăm pe rând. Tu cu ce ai începe în clasificarea asta a suplimentelor nutritive? E clar că suplimentele nutritive cele mai populare sunt concentratele proteice, concentratele de carbohidrați, însă cred că un subiect mai fierbinte de care se lovește multă lume atât în sport cât și în viața reală sau în viața extra sportivă este scăderea în greutate. Marea problemă și pe piață există o mulțime de produse destinate scăderii în greutate. E o problemă pentru toată lumea. E o problemă a lumii contemporane, se exact. Pare. Și din cauza alimentației, despre care vorbeam eu mai principal din cauza alimentației. Există în această zonă o mulțime de suplimente nutritive. Poate cele mai populare sunt suplimente nutritive termogenice. Adică cele care au rolul, sau așa se presupune, că ar crește consumul energetic. Ce înseamnă asta? Noi consumăm energie permanent și când dormim și când stăm pe scaun și când mai ales când facem efort, organismul nostru funcționează cu energie. Anumite substanțe au capacitatea de a accelera aceste procese metabolice care duc la consumul de energie. Suplimentele termogenice, suplimentele nutritive pentru scădere în greutate, au fost descoperite de-a lungul timpului prin observații și s-au făcut tot felul de formule, unele mai bune decât altele.
Există întotdeauna această suspiciune că un produs ar putea să nu fie eficient, deci să dai banii de ceva, ba mai mult să producă efecte secundare. Și astăzi m-am pregătit să vă vorbesc despre un studiu care a fost publicat în aprilie anul acesta în Jurnalul Internațional al Societății de Nutriție Sportivă, bineînțeles din America, acest studiu a urmărit dacă ingestia de astfel de suplimente nutritive are într-adevăr vreun efect asupra consumului energetic de repaus, deci iei o pastilă și practic arzi mai multă energie, visul oricui, să stai pe scaun și să arzi mai multă energie și să și slăbești. Pe de altă parte, dacă afectează cumva starea de sănătate, și aici ne referim la parametrii cardiovasculari, pentru că aici există temerea cea mai mare, acest gen de suplimente ar, unele dintre ele modifică ritmul cardiac, pot să conducă la apariția de aritmii și să aibă chiar efect letal. Păi tocmai asta e întrebarea, pentru care un astfel de studiu este util, ca să vezi dacă are rost sau nu, mai bine îl lași la o parte. Și asupra afectării dispoziției, s-a mai luat în calcul. De ce? Pentru că aceste substanțe cu efect stimulant pot să-ți afecteze starea de bine psihică, adică să te facă mai agitat, mai anxios, și nu vrei să iei un astfel de supliment nutritiv care ar putea să te agite și practic să strice liniștea pentru un efect oarecare, poate chiar nesemnificativ, vorbim de efectele termogenice. Practic, substanțele frecvent întâlnite în astfel de produse termogenice sunt cofeina sintetică, anumite plante, cum ar fi guarana sau ierba mate, este o plantă exotică, extractul de ceai verde, carnitina, capsaicina care se extrage din ardei iute. Deci toate acestea se presupune că ar avea efecte termogenice și le găsim în diverse proporții în astfel de substanțe. Cafeina este una dintre suplimentele despre care spuneam că are într-adevăr efecte ergogenice. Deci, practic, despre ea se știe că ar crește consumul energetic, că ar crește performanța, că ar favoriza metabolizarea grăsimii. Pe de altă parte, și despre ceaiul verde, despre extractul de ceai verde, se știe că prin conținutul lui de catechine crește consumul energetic, chiar și cel în repaus. Și despre el studiile au arătat că are un efect, crește cu 4-5% acest consum energetic. Scopul acestui studiu a fost să demonstreze că un astfel de supliment nutritiv crește arderile, deci crește, are efect termogenic și în același timp nu afectează parametrii cardiovasculari și dispoziția. Deci că ar fi un supliment ok pe care sportivii și oamenii obișnuiți ar putea să folosească fără a se teme că există un potențiale probleme și că într-adevăr este eficient. Practic au fost luați în studiu 12 voluntari sănătoși care consumau în mod curent cofeină, deci nu erau sensibili, nu i s-a dat acest supliment așa pe zero. Erau obișnuiți cu consumul de cofeină, a fost măsurat, deci l-a fost măsurat procentul de grăsime, a fost determinat consumul energetic în repaus, printr-o metodă care se numește calorimetrie indirectă, au fost măsurați parametrii cardiologici, adică în principiu s-a făcut EKG, ei au primit acest supliment termogenic, sunt niște capsule, au primit două capsule și le-a fost măsurat consumul energetic în repaus înainte și după administrarea acestor capsule la o oră, două ore, trei ore, patru ore. S-a arătat, deci s-a dovedit în acest studiu și este disponibil pe internet, pe pagina de care vă spuneam, în revista respectivă, că la interval de 4 ore de la administrare, consumul energetic față de un lot martor, față de oameni care nu luaseră astfel de substanțe, crescuse cu 150-230 de kilocalorii.
Este mult. Practic, în economia generală, este un 5-10% din consumul energetic zilnic, ceea ce este, până la urmă, un efect de avut în vedere. Deci, practic, este semnificativ, este o creștere semnificativă. Și, în același timp, studiul a dovedit că, din punct de vedere cardiovascular, nu s-au înregistrat niciun fel de modificări și nici dispoziția, că au fost date niște teste psihologice, nici dispoziția lor nu a fost modificată. Deci, practic, un astfel de produs care conține cofeină, extract de ceai verde și alte substanțe cu rol termogenic poate fi folosit cu încredere de către subiect sănătoși, având un avantaj real în arderea grăsimilor, în creșterea consumului energetic de repaus. Pentru cei care vor să scadă în greutate, pentru cei care vor să intre în o anumită categorie de greutate, se poate administra suplimentar un astfel de produs, dar menționez faptul că nu trebuie să ne bazăm exclusiv pe el. Adică dacă ești un sedentar care vrea să slăbească și un astfel de produs, avantajul va fi minim. În colaborare cu, să spunem, cu un program de antrenament susținut și cu o reducere a alimentației, per total, avantajul va fi mai mare decât dacă nu ai folosi un astfel de produs. Da, măcar un picuț de mișcare. Deci, de reținut, subiecții trebuie să fie sănătoși, fără probleme Clar. cardiovasculare, și în dozele recomandate este ok, Da. fără efecte secundare periculoase. Am înțeles și un concurs, că tot vorbim despre substanțe nutritive. Ai ceva de oferit Da, este doritorilor? un concurs la care se pot câștiga chiar suplimente nutritive de la partenerul acestei emisiuni. Tot ceea ce trebuie să facă ascultătorii este să intre pe pagina de Facebook a emisiunii, facebook.com/emisiunea.superfit și să răspundă la o întrebare simplă. Aceasta este să dea câteva exemple de substanțe care se găsesc în mod uzual în suplimentele nutritive destinate scăderii în greutate, deci în suplimentele nutritive termogenice. Apoi vom face o tragere la sorți și unul dintre ascultători va câștiga un pachet cu câteva suplimente nutritive. De asemenea, invit pe toți ascultătorii să comenteze pe pagina de Facebook, să-și spună părerea și să ne spună ce altceva ar dori să asculte noutăți din lumea nutriției sportive și a sportului în general. Acum ați auzit întrebarea, nu e foarte grea, aveți și sursele de informare și dacă ați fost atenți, au fost pomenite în timpul emisiunii. Cam atât pentru astăzi. Vom continua să vorbim despre programele de antrenament. Chiar ai atins tu deja problema asta, chiar propusesem să te întreb în ce măsură e legată alimentația, pentru că este legată de starea psihică a subiectului respectiv. Sunt foarte multe întrebări pe care ni le-am pus și noi și pe care și le pun și ascultătorii, dar avem timp în edițiile viitoare. Îți mulțumesc, Șerban, te aștept și săptămâna Cu drag. viitoare. Să aveți o săptămână cât mai plăcută.